Să binecuvântăm pe Domnul în orice vreme, așa cum scria psalmistul, cum a făcut-o, să o facem și noi cu bucurie. Astăzi, lecția a treia din tematica, a patra, scuzați, din tematica împreună pentru Ierusalim, rezidirea templului de la Ierusalim. Dacă într-o primă lecție am avut o privire de ansamblu asupra istoriei Ierusalimului, aproximativ din anul 1000 înaintea erei noastre, odată cu fondarea lui ca și reședința poporului Israel și până în zilele noastre. Apoi, în lecția a doua, ne-am oprit la vremea de început, cât pentru Ierusalim, mai important poate pentru templu, timpul lui David și Solomon. Lecția anterioară, a treia, am survolat, să spunem, cei aproximativ 400 de ani de istorie a existenței templului la Ierusalim, marcați de mai puține zile bune și mai multe zile rele, asta în plan spiritual, și care au tras după sine și alte efecte de ordin material și fizic. Acum suntem la perioada de după exil, pentru că după cei 70 de ani hotărâți de Dumnezeu, evreilor li s-a permis să se întoarcă în țara lor și s-au apucat să-și rezidească templul. Mai târziu, asta la câțiva zeci de ani, li s-a îngăduit să rezidească și zidurile cetății. În mod deosebit, astăzi ne vom opri, așa după cum se intitulează lecția, la rezidirea templului de la Ierusalim. Reorganizarea evreilor după robia babiloniană a însemnat din nou un împreună pentru Ierusalim. Mai întâi sub conducerea lui Zorobabel și a preotului Iosua, ajutați de prorocii Hagai și Zaharia, și mai târziu, sub Nemia și Ezra. Vom începe prin a citi un cuvânt din Ieremia, capitolul 51, și să ne amintim că a fost o profeție ce data de la începutul perioadei de robie și viza tocmai vremea de după robie, a reîntoarcerea în Țara Sfântă. Ieremia 51, versetul 50. Cei care ați scăpat de sabie, plecați, nu zăboviți. Cei din pământul depărtat, gândiți-vă la Domnul și Ierusalimul să fie în inimile voastre. Iată o chemare imperativă care trebuia să aibă în centrul atenției, a pasiunii sufletești, a dăruirii spirituale pe Dumnezeu și cetatea sfântă. Rea ultima parte a versetului, gândiți-vă la Domnul și Ierusalimul să fie în inimile voastre. Dea Domnul să ajungă și la inima noastră un astfel de mesaj profetic și lucrarea Domnului să ne pasioneze într-un mod profund. În prima parte a lecției ne vom ocupa de rezidirea templului și reinstaurarea cultului lui Iahve, adică a Domnului Dumnezeului Israel, și în a doua parte vom observa câteva principii și probleme ale rezidirii templului. Să privim în această primă parte, prim capitol, mai întâi la decretul de întoarcere a evreilor și rezidirea templului. În Psalmul 137 este scris despre solicitarea evreilor de a se încadra în cultura și religia Babilonului. Pe malul Babilonului stăteam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile în ținutul Așila ne atârnase în harfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie cântând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin?
Deci n-au vrut să accepte să renunțe la Ierusalim. De aceea e scris în continuare, dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stuinicie, adică să nu mai pot cânta. Să mi se lepească limba de cerul gurii, să nu mai pot scoate nici măcar o notă muzicală. Dacă nu voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Deci niciodată, în nicio condiție, Ierusalimul nu trebuia să iasă din inima, din minte, ca aducere amintea lucrărilor Domnului pentru evrei. De aceea toți cei care au suferit această depărtare de templu, de locașul sfânt, au mijlocit. Amintiți-vă de Daniel, despre care scrie în cartea sa, capitolul 9, că a intrat cu zile deosebite înaintea Domnului și s-a rugat pentru cetatea sfântă, a mijlocit. Știți că el se ruga cu ferestre deschise spre Ierusalim. Probabil că el știa, dat fiind darul profeției, Duhul Dumnezeu cerea peste el că nu se va mai întoarce, că mandatul lui a fost pentru Babilon, dar el știa chemarea lui pentru chemarea lui Dumnezeu pentru poporul lui. Au fost și alte mijlociri, cu siguranță. Și la toate acestea, sau mai degrabă spus, deasupra tuturor acestora, pentru ca să se dea un decret de eliberare, a fost dorința lui Dumnezeu și hotărârea lui suverană. Citim din cartea Zaharia, capitolul 1, ceea ce este mai important decât decretul lui Cir. De la versetul 12 la 14. Atunci îngerul Domnului a luat cuvântul și a zis, Doamne al oștirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim și de cetățile lui Iuda pe care te-ai mâniat în acești 70 de ani? Oare și îngerii sufereau că nu mai duceau corespondența de la Ierusalim, de la templu? Cu siguranță erau și ei afiliați poporului lui Dumnezeu. Domnul a răspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mânghiere îngerului care vorbea cu mine. Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis, adică i-a transmis mesajul primit de la Domnul, strigă și zi, așa vorbește Domnul oștirilor, sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion. Deci inima lui Dumnezeu răbufnea în dorința sa de a se întoarce la Ierusalim. Pentru că așa cum am studiat în lecția anterioară, babilonii n-au putut cuceri Ierusalimul și n-au putut distruge templul până când n-a plecat Domnul mai întâi. Acum Domnul hotărea cel din tâi să se întoarcă, să revină în capitala sa, să fie din nou împreună cu poporul său. În aceste condiții, citim în cartea Ezra, n-a mai rămas decât să se împlinească voia lui Dumnezeu pe pământ prin decretul dat de noua guvernare persană, știți, Babilonul căzuse și medoperșii erau mult mai binevoitori întoarcerii oamenilor în locurile de baștină, n-au practicat o politică de deportare ca și asirienii și babilonienii. Ezra 1, versetele 2 și 3. Așa vorbește Cir împăratul perșilor. Domnul Dumnezeu cerul mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este în poporul lui? Dumnezeul lui să fie cu el și se suie la Ierusalim în Iuda și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeu lui Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Deci și Cir a notat faptul că reședința lui Dumnezeu trebuie să fie la Ierusalim și ar fi drept să aibă casă. De aceea a dat acest decret favorabil reîntoarcerii și totodată rezidirii templului. Să observăm acum că diavolul s-a împotrivit și lucrurile nu s-au putut duce la îndeplinire în dată, pentru că s-a întârziat rezidirea templului datorită unor împotrivitori. La fel se întâmplă și în vremea noastră. Dumnezeu ne făgăduiește, observăm primele semne și parcă cineva se interpune. Sunt piedici. Însă totuși, când Dumnezeu hotărăște întoarcerea poporului său, lucrarea se va face.
Vă dau o imagine a acestor lucrări pe care Dumnezeu le realizează și în natură. De exemplu, cazul păsărilor migratoare. Este toamnă. Cine le organizează să se adune în cârduri? Atât de ordonat, încât parcă zici că au făcut armată. Sunt păsări migratoare care se așează într-o anumită ordine, în așa fel încât zborul să le fie mai ușor, se favorizează unele pe altele. Pentru că și ele știu că împreună pot face drumul de întoarcere mai ușor. Și se duc exact în zona unde Dumnezeu le-a rânduit habitatul pentru vremea ce urmează. Dacă pe păsări știe Dumnezeu să le coordoneze, că n-au înțelepciune ca și oamenii, atunci cum nu poate Dumnezeu pe oameni, în mod special pe poporul său, să-l coordoneze? Dar dacă și păsările întâmpină piedici datorită greutăților din natură, a intemperiilor, a condițiilor atmosferice nefavorabile, oamenii întâmpină rezistențe din partea duhurilor. Să privim în mod deosebit în cartea Ezra cum s-au derulat lucrurile și rezidirea templului a fost întârziată. Potrivit Ezra, capitolul 1, versetul 5, citesc: capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții, și anume toți aceia căror duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului. Deci, Domnul a trezit duhul lui Cir, Domnul a trezit duhul evreilor, era lucrarea lui, pentru că era dorul lui. Dar, deși evreii au ajuns la Ierusalim, și spune Scriptura aici și în capitolul 3, versetul 8, în al doilea an de la venirea lor la casa lui Dumnezeu la Ierusalim, toți cei se întorsese din robie la Ierusalim s-au pus pe lucru și au însărcinat pe leviții la 20 de ani în sus să fie supra lucrărilor casei Domnului. Mai exact pe aceeași pagină scrie în 2:64 că tot adunarea are de 42.360 de inși. Puțini evrei s-au întors. Gândiți-vă că, de exemplu, în vremea lui Iosafat, numai armata număra peste 1 milion de oameni. Câți au pierit? Doar rămășița a scăpat după cum a fost profețit. Mai aveau și câțiva robi și să-i luăm în calcul și pe cei care rămăseseră în țară. Dar, întorcând pagina, în capitolul 4, aflăm despre conducătorii provinciali și vecinii lui Israel că au scris o pâră împotriva locuitorilor din Iuda și din Ierusalim, versetul 6, sub domnia lui Asuerus. Scrisoarea aceasta a fost foarte rău intenționată și spune spre finalul acestui capitol, citesc versetul 24: atunci s-a oprit lucrarea casei lui Dumnezeu la Ierusalim și a fost oprită până în anul al doilea al domniei lui Dariu, împăratul perșilor. A fost mai puțin de 10 ani, perioada în care lucrarea a stagnat și evreilor li s-a impus, spune Scriptura aici în versetul 23, partea finală, s-au dus la iudei și i-au oprit cu silă și cu putere de la lucrările lor. Să ne imaginăm puțin dezamăgirea lor. Și-au dorit cu atâta dragoste să facă ceva din nou, să fie Dumnezeul care a decis, de ce nu a dat la o parte această piedică. Luând în calcul acest aspect, vă citim din cartea Daniel, capitolul 10, versetul 13. E un pasaj care evidențiază lumea spirituală din vremea aceea.
Hai, citim și 12. El mi-a zis, îngerul venit din cer, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima ca să mergi și să te smirești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor Persiei. Același capitol, versetul 20. Să știi, știi pentru ce am venit la tine. Acum mă întorc ca să lupt împotriva căpeteniei Persiei și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voivodul vostru, Mihail. Al vostru, adică... Și tot îngerul scrie în continuare, continuă textul, în anul de întâi al lui Dariu Medul, eram și eu cu el, tut și să-l sprijinesc. Cred că amânarea aceasta a fost dată spirituală. În văzduh s-a făcut mai întâi pâră și s-au amânat lucrurile. A fost un conflict necunoscut, poate, de evrei. Dar apoi Dumnezeu, prin lucrarea sa, a făcut ca biruința să apară, slăvit să fie Domnul. De aceea e scris în întreaga Biblie, să insistăm, pentru că Dumnezeu va da biruință. Chiar dacă uneori trebuie post, rugăciune, trebuie așteptare, în final există biruință. Știți că și când au fost eliberați evrei din Egipt, nu s-a putut de la început. S-au împotrivit vrăjitorii, faraon, au făcut și ei câteva semne, dar în urmă au cedat, nu au ce să facă. Întorcând cartea Ezra, capitolul următor, 5, că au fost reluate lucrările și apoi s-a finalizat reconstruirea templului. Cinci prorocii, Hagai, prorocul, și Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care au în Iuda și la Ierusalim în numele Dumnezeului Israel. Atunci Zorobabel, fiul lui Shealtiel, și Iosua, fiul lui Tzadac, s-au sculat și au început zidirea casei lui Dumnezeu la Ierusalim și împreună cu ei erau și prorocii lui Dumnezeu care îi ajutau. Observați în însăși textul biblic apare expresia noastră de referință, împreună, pentru că numai împreună se poate face ceva bun. Și Dumnezeu vrea ca să lucrăm în felul acesta. Aici am citit mai întâi despre prorocul Hagai, vă invit să citim și din cartea lui, capitolul 1, și să dorim ca în adunarea noastră Domnul să ridice și proroci alături de ceilalți conducători, pentru că împreună lucrarea este întreagă. Hagai 1, de la versetul 12. Zorobabel, fiul lui Shealtiel, Iosua, fiul lui Tzadac, marele preot și toată rămășița poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor și cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul Dumnezeu lor îl trimisese și poporul s-a temut de Domnul. Hagai, trimesul Domnului, a zis poporului după porunca Domnului, eu sunt cu voi, zice Domnul. Domnul a trezit Duhul lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda și Duhul lui Iosua, fiul lui Tzadac, marele preot și Duhul întregii rămășiții a poporului, așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor, Dumnezeului lor. În a 24-a a lunii, a 6-a zi, în anul al doilea a împăratului Dariu, după cum am citit și din cartea Ezra. Se poate observa foarte clar că evreii s-au pus pe lucru când Domnul a vorbit prin proroci. Încă nu aveau autorizarea de la împărat. Ei au știut că dacă Dumnezeu a spus acum e vremea, acum se va face. Spun aceasta pentru că în vremea aceea erau unii care spuneau că încă n-a venit vremea și puteau să motiveze. Nu avem încă un act, aprobare. De aceea scrie aici în capitolul 1 că unii ziceau, citesc în versetul 2, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. S-ar putea să fie unii pasivi, care să nu fie atrași de lucrarea sfântă și să spună, nu-i timpul. Când Dumnezeu vorbește, atunci este vremea. De exemplu, vreo 2-3 săptămâni în urmă mi-a vorbit Domnul referitor la un car, la care spunea încă să nu mă apuc să trag, până când Domnul va veni și îl va porni. Atunci trebuie să pun numărul. Nu-i bine nici să o luăm înaintea Domnului,
Dar nici se mai zăbovim când Domnul ne spune să pornim și să intrăm într-o anumită lucrare. Cei care motivau întârzierea o făceau oarecum în mod viclean, pentru că ei munceau de zor pentru casele lor, numai că Dumnezeu nu le dea binecuvântare, că își voia și până aceasta să-i trezească. Și să știți că asta se poate vedea și acum. Când Dumnezeu cheamă pe cineva într-o lucrare și el se dăruiește celor pământești, fie și pentru casa lui prea mult, Dumnezeu îi suflă binecuvântarea. Pentru că trebuie să ne înțelegem chemarea și să facem voia Domnului. Amin? Domnul să vă binecuvinteze. Aici, în continuare, în capitolul 5 din Ezra, scrie că după ce evreii s-au pus să lucreze, au venit unii, versetul 3, și au zis, cine v-a dat învoire să zidiți aceasta și să ridicați zidurile acestea? Le-au mai zis, care sunt numele oamenilor care zidesc clădirea aceasta? Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor și au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei înștiințări către Dariu și până la primirea unei scrisori de la el în privința aceasta. De data aceasta însă scrisoarea n-a fost rău intenționată, doar informa că evreii s-au apucat să zidească templu și, fiindcă ei spuneau că există o hotărâre mai veche, o autorizare anterioară, dacă e așa, să se facă verificări în arhivele imperiale. Și spune Scriptura aici, citesc de la versetul 6, 1 a capitolului 6, atunci împăratul Dar a dat poruncă să se facă cercetări în casa scrisorului unde se puneau vistieriile în Babilon și s-a găsit decretul de care am citit din capitolul 1. Ba mai mult, spune Scriptura aici că a dat un nou decret ca evreii să continue, ba mai mult, s-a adăugat și noi sponsorizări. Iată cum Dumnezeu a făcut ca din ceva rău să se transforme în ceva mai bun. Pentru că și cu Dumnezeu nu se pierde niciodată. Citesc de aici, de la versetul 7, lăsa să meargă înainte lucrările acestei case a lui Dumnezeu. Dregătorul iudeilor și bătrânii iudeilor să o zidească iarăși pe locul unde era. Iată porunca pe care o dau cu privire la ce veți avea de făcut față de acești bătrâni ai iudeilor pentru zidirea acestei case a lui Dumnezeu. Cheltuielile luate în averile împăratului venite din birurile de dincolo de râu să fie plătite îndată om cestora ca să nu înceteze lucrul. Lucrurile trebuincioase pentru arde tot ale Dumnezeu celor viței berbeți și miei griu sare, vin și un de lemn să li se dea la cerere preoților din Ierusalim zi de zi și fără nicio lipsă, ca să aducă jertfe de bun miros Dumnezeului celor și să se roage pentru viața împăratului și a fiilor lui. Și ca să fie întărite toate acestea, scrie în versetul următor, și iată porunca pe care o dau cu privire la oricine va călca porunca aceasta, să se scoată din casa lui o bârnă, să o ridice, să fie spânzurat pe ea și casa să-i se prefacă într-o grămadă de gunoi. Dumnezeu care a pus să locuiască în locul acela numele lui, să răstoarne pe orice împărat și pe orice popor care îl întinde mâna să calce cuvântul meu ca să nimicească această casă lui Dumnezeu din Ierusalim. Eu, Dar, am dat porunca aceasta să fie împlinită întocmai. Și atunci ei și-au dat seama că într-adevăr aici este lucrarea Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Nu s-au mai tot împotrivi, au avut noi bunuri și pe lângă cele date inițial, când s-a dat decretul prin cir, când le-au fost înapoiate și obiectele de cult din templu, s-au dat daruri necesare pentru întreținerea slujbei, pentru realizarea lucrărilor în general. Citim și asta în capitolul 1, pentru că bine spunea cineva din acest punct de vedere, mai cu seamă când e vorba de a construi un locaș de închinare, ai nevoie de Duhul Sfânt și de bani. Sub călăuzirea Duhului Sfânt s-a dat startul pentru lucrări, și tot Domnul prin Duhul a mișcat inimile oamenilor să contribuie cu averile lor. Scrie aici în Ezra 1 de la versetul 4, oriunde locuiesc și în poporul Domnului, oamenii din locul acela se le dea argint, aur, avere și vite, pe lângă darul de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu care este Salim. De asemenea, scrie tot aici, versetul 7, împăratul Cir a dat înapoi uneltele casei Domnului pe care luase Nebucadnețar din Ierusalim, și le pusese în casa Dumnezeului său. Știți că
Se apropiase vremea aceea când Dumnezeu le cercetase după făgăduința sa, căci Belșațar și-a permis să le profaneze. Și Dumnezeu a arătat că el rămâne proprietar, că el a arătat la David chipul lor cum să le facă, erau a Domnului. Dacă sunt unii care au fost a Domnului, sunt Domnul de peste ei. Dacă sunt locuri unde Domnul a întindă din nou mâna, cum scrie și în 1 Samuel 7, că cetățile evreilor s-au întors iarăși la Israel, să nu mai fie în stăpânirea filistenilor. Nu până ținut prizonier, cum atunci n-au putut să-l păstreze alături de Dagon. La fel, vasele n-au rămas în bani. Dumnezeu, iată condițiile în care lucrează. Tot din Ezra, capitolul 2, trebuie să mai citim și versetele 68 și 69, ca să înțelegem că pe lângă recuperarea vaselor din templu și altor obiecte, unelte, pe lângă darurile primite din visteria împăratului, pe lângă darurile primite de la cei din apropierea evreilor, au contribuit și ei cu ceea ce aveau. Erau mai sărași, dar au dat și partea lor. 2 cu 68-69. Unii cap de familie la venirea lor la Ierusalim au adus darul de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu ca să o aseze din nou pe locul unde fusese. Au dat la visteria lucrării după mijloacele lor 61.000 de darici de aur, 5.000 de mine de argint, 100 de haine preoțești. Ceea ce aveau, știți cum spunea Domnul despre văduvă, a dat ceea ce avea, tot ce avea. Și despre femeia cealaltă ce a turnat mirul, că a făcut ceva frumos, ceea ce putea să facă și a făcut-o cu inimă. Să ne ajute Domnul să ne deschidem și noi inima și în privința aceasta. Asta este foarte important. Să fie rezidită lucrarea Domnului, să fie reluată acolo unde a fost întreruptă. Se așteaptă din nou evreii să rezidească un al treilea templu. Nu cred că mare valoare spirituală. Odată ce a fost atât jertfa Domnului Hristos, orice întoarcere la jertfă ar fi mai întâi și mai întâi de toate o jignire pentru Domnul Hristos. Jertfa lui a pus punct la orice altă jertfă. Sângele lui curgând nu mai necesită să curgă al sânge ispășitor. Nu refacerea unui templu este necesară, dar oamenii sunt legați de clădiri, ci pocăința evreilor, pentru că în înțelesul Noului Testament oamenii sunt adevăratul templu și pe acestea vrea Dumnezeu să-l refacă, dar despre aceasta mai pe larg în lecțiile viitoare. Rămânem în Ezra, în capitolul 6, pentru a observa că odată rezidit templu, s-au instalat și slujbele. Leviții și-au luat locul. Spune Scriptura aici, în capitolul 6, versetul 14, bătrânii lor au zidit cu izbândă după prorociile lui Hagai și Zaharia, au isprăvit după porunca Dumnezeului Israel, după porunca lui Cir, lui Dariu și lui Artaxerxes, împăratul perșilor. Casa a fost isprăvită în ziua a treia lunii Adar, în al șaselea an al domniei împăratului Dariu. Deci începus în anul al doilea, s-a încheiat în anul al șaselea. Copiii lui Israel, preoții și leviții și ceilalți fiei robii au făcut cu bucurie sfințirea acestei case a lui Dumnezeu. Și în continuare prezintă slujbele care și-au reluat locul, mai exact preoții, zice în versetul 18, după cetele lor, apoi leviții, după împărțirile lor pentru slujba lui Dumnezeu la Ierusalim, cum este scris în cartea lui Moise. Apoi fiii robii au prăznuit Paștele în a 14-a zi a lunii întâi. Fac aici o paranteză, poate citim Biblia uneori, ajunge să ne plictisim chiar, citind atâtea detalii din cartea Levitic, Numeri, Deuteronom, gândindu-ne, așa cum spuneam, că aceste slujbe s-au încheiat. Dar vă rog să vă gândiți că scripturile Vechiului Testament, după cât se cunoaște, au fost aduse împreună, apropo de a fi împreună, cărțile, Geneza, Exod, toate celelalte, tocmai de către Ezra.
Și în vremea aceea era foarte important să se citească ce scrie în Levitic, pentru a fi reluate în tocmai ca pe vremea lui Moise, slujbele care au fost întrerupte pentru cei 70 de ani. Sau gândindu-ne și la anii aceia din vremea împăraților, când slujbele nu se derulau întru totul după cele scrise. Aici a fost o reciclare și de aceea a fost necesar să recitească toate reglementările, toată metodologia de aplicare a legii lui Dumnezeu, a slujbilor preoțești și levitice. Toate s-au pus la locul lor. De fapt, de ce aceste toate? Așa cum am spus de la început, pentru că Dumnezeu revenise la Ierusalim și voia ca această cetate să redevină cetatea lui Dumnezeu, să-și redobândească statutul de reședință a poporului lui Dumnezeu. Pentru aceasta vă citesc din cartea Zaharia, capitolul 2, unde scrie pe larg despre acest adevăr. Poate uneori ne gândim ce avem noi de făcut, cum vrem să facem și ne pierdem în planuri sau poate chiar avem dispute polemici de la diferite idei de punere în practică a proiectelor noastre. Întotdeauna să ne gândim că lucrarea Domnului rămâne mai întâi a Lui. El are un plan, e voința Lui și noi nu trebuie decât să descifrăm timpul și felul în care Dumnezeu vrea să lucreze. Ascultați-mă ce citesc din Zaharia 2, de la versetul 2. L-am întrebat pe un om care ținea în mână o funie de măsurat: unde te duci? Și el mi-a zis: mă duc să măsori Ierusalimul ca să văd ce lățime și ce lungime are. Și îngerul care vorbea cu mine a înaintat și un alt înger a ieșit înainte. El a zis: aleargă de vorbește tânărul acestuia și spune-i: Ierusalimul va fi o cetate deschisă din pricina mulțimii oamenilor și vitrilor care vor fi în mijlocul lui. Eu însumi, zice Domnul, voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui și voi fi slava în mijlocul lui. Deci îngerii operau pe deplin, ei erau constructori în lumea spirituală, iar Dumnezeu era marele proiectant și totodată beneficiar, proprietar de drept, urma și de fapt prin însăși prezența sa în cetatea sfântă. Din același capitol citim și de la versetul 10: strigă de veselie și bucură-te, fiica Sionului, căci iată eu vin și voi locui în mijlocul tău, zice Domnul, slăvit să-i fie numele. Aceasta era marea bucurie. Dumnezeu revenea la Ierusalim, nu doar evrei. Scrie în continuare: multe neamuri se vor lipi de Domnul în ziua aceea și vor fi poporul meu. Eu voi locui în mijlocul tău și vei ști că Domnul oștirilor m-a trimis la tine. Domnul va lua în stăpânire pe Iuda ca partea lui de moștenire în pământul sfânt și va alege iarăși Ierusalimul. Orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci el s-a și sculat din locașul lui ce sfânt. Dumnezeu intrase în acțiune, preluându-și atributele binecuvântate în mijlocul poporului său, slăvit să-i fie numele. Așadar, deși evreii au fost dispersați, aproape nimiciți, la vremea când Dumnezeu a zis și a promis, s-au întors înapoi. Și cu toată împotrivirea împăraților și altor dușmani din regiune, când Dumnezeu a hotărât, lucrarea s-a finalizat. Și el s-a întors la reședința sa din mijlocul poporului Israel. Să observăm acum, într-o a doua parte, trei principii, oarecum și trei probleme ale rezidirii templului. Adică să vedem de ce împreună. Știți versul: spic cu spic se ține în vânt, cine singur cade în frânt. De ce împreună? În primul rând, împreună cu Dumnezeu. Asta înseamnă împreună cu prorocii săi, împreună cu preoții, împreună cu legea sa. Un
împreună sfânt, pentru un templu sfânt, pentru o cetate sfântă. Să citim din cartea Zaharia, capitolul 1, de la versetul 15. Domnul spunea: sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngânfate, că-și mă mâniase numai puțin, dar ele au ajutat spre norocire. De aceea așa vorbește Domnul: mă întorc cu durare către Ierusalim, casa mea va fi zidită iarăși în el și funea de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului. Strigă din nou și zi. Aceste mesaje cu strigări vreau să anunțe cu o voce de tunet ca din partea lui Dumnezeu hotărârea lui irevocabilă. Așa vorbește Domnul oștirilor: cetățile mele vor avea iarăși belșug de bunătăți, Domnul va mângâia iarăși Sionul, va alege iarăși Ierusalimul. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că erau patru coarne. Și vreau să observăm de aici că trebuie să fim împreună cu Domnul, cu preoții, prorocii, cu legea sa, pentru ca să putem fi biruitori împreună cu el pentru a învinge lumea spirituală. Citesc în continuare. Am întrebat îngerul care vorbea cu mine: ce înseamnă coarnele acestea? Și el mi-a zis: acestea sunt coarnele care au risipit pe Iuda, pe Israel și Ierusalimul. Potrivit simbolul profetice, coarnele sunt un semn al autorității, al puterii. Știți că și fiara are capete și coarne și se luptă împotriva poporului Dumnezeu. Pe acestea Domnul le va zdrobi. Scrie în continuare: Domnul mi-a arătat patru fierare. Eu am răspuns: ce vor să facă aceștia? Și el a zis: aceștia vin să sperie coarnele care au risipit pe Iuda, de n-a mai putut ridica nimeni capul. Fierare aceștia au venit să sperie și să taie coarnele neamurilor care au ridicat cornul împotriva țării lui Iuda ca să-i risipească locuitorii. Adică peste îngeri cu o anumită autoritate din lumea spirituală a Întunericului, Dumnezeu a trimis alți îngeri de rang mai înalt, mai puternici, ca să-i îndepărteze. Puterea lui Dumnezeu este superioară, dar depinde ce forțe dislocă în teren, potrivit cu planul și termenele voiei sale. Să citim și din capitolul 8, tot din Zaharia, în aceeași idee, de la versetul 7, pentru a observa cât de bine este să fim împreună cu Domnul, cu lucrătorii săi, și cum în felul acesta, numai așa, vom avea biruință în lupta spirituală. Și știți că noi, nou legământ, asta e toată lupta care o avem de dat. 8:7, așa vorbește Domnul oștirilor: iată, eu izbăvesc pe poporul meu din țara de la răsărit și din țara de la sfințitul soarelui. Îi voi aduce înapoi și voi locui în mijlocul Ierusalimului, ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor cu adevăr și dreptate. Așa vorbește Domnul oștirilor: întăriți-vă mâinile, cei ce auziți astăzi aceste cuvinte, în primul rând au fost pentru generația aceea. Această profeție vizează și viitorul, dar în primul rând atunci. Care auziți aceste cuvinte în gura prorocilor care au vorbit în ziua când s-a pus temelia casei Domnului oștirilor, când s-a început să zidească templu. Și scrie în continuare aici, mai citesc de la versetul 15, tot așa acum mă întorc în aceste zile și hotărăsc să fac bine Ierusalimului și casei lui Iuda. Nu vă temeți. Le spune doar ce au de făcut, iată ce trebuie să faceți. Fiecare să spună aproape său adevărul, judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva apropiului său și nici să nu-i bijurământul strâm, căci toate lucrurile acestea eu le arăt, zice Domnul. Adică trebuie să fim împreună cu Domnul și cu toată oștirea lui sfântă, dar în același timp relațiile de noi să fie bune. Știți, spune Scriptura în Faptele Apostolilor, capitolul 9, biserica se bucura de pace și în aceste condiții progresa. Spunea Domnul, dacă se unesc cel puțin doi, cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Dacă sunt și cu Domnul, Domnul ascult. Mi-am amintit despre o întâmplare în care în Rusia era vremea războiului,
Frații erau la rugăciune, mai mulți surori. Bărbații erau duși, ba pe front, ba prin lagăre. Și cineva în bătaie de joc a zis către acel cor de armată să treacă cu un tank și peste casa de adunare. Cineva a dat de știre. Unii au vrut să fugă, să se disperseze și așteptă un cuvânt din partea Domnului. Rămâneți și strigați înaintea Domnului, că se arată spre podul spre care se trece spre adunare un înger cu o sabie deschisă, scoasă din teacă. Și eu voi ocroti casa aceasta. S-au pus să se roage, s-au rugat. Ce știau cei de pe tank de cei ce se roagă și de îngeri? Ei se înțelegeau ei ca oameni, ca și cum făceau abstracție de Dumnezeu și lumea spirituală. Și s-a întâmplat de neînțeles tocmai pe pod. Tankul, în loc să înainteze, s-a răsucit 90 de grade. Și s-a blocat. Frații s-au terminat slujba, niște s-au dus acasă și casa de adunare a rămas în picioare. Deci, în primul rând, împreună cu Dumnezeu și cu toată armata e sfântă. Dar să fim și noi una. Spunea Domnul Iisus, mă rog ca ei să fie una acum. Tu, Tată, ești cu mine una. Un împreună, de sus în jos. Doamne, ajută-ne! În al doilea rând, vreau să înțelegem că împreună nu înseamnă, și asta e o problemă, cu cei care nu sunt cu Dumnezeu. Citim din Cartea Ezra, capitolul 4, că în vremea aceea când au început întâia dată lucrările de rezidire a templului, apoi au fost amânate, a venit o propunere. Ezra 4, citesc de la versetul 1. Vrăjmașul Iuda și Beniamin au auzit că fiii robii zidesc templul Domnului Dumnezeului Israel. Au venit la Zorobabel și la capii de familie și le-au zis, să zidim și noi cu voi, asta înseamnă împreună, că și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și aducem jertfe din vremea lui Sarhadon, împăratul Asiriei, care ne-a dus aici. Știți, din doi împărați 17, că îi aduceau jertfe Domnului, drept, dar aduceau și zeităților lor. Dar Zorobabel, Iosua și Cilas, capii familiei lui Israel, le-au răspuns, nu se cuvine să zidiți împreună cu noi casa Dumnezeului nostru, ci noi singură vom zidi Domnului Dumnezeului Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cir, împăratul Persilor. Atunci oamenii țării au muiat inima poporului Iuda și l-au înfricoșat ca să-l împiece să zidească. Iată cum diavolul ar vrea și el să fie împreună cu noi. Dar nu ni se cere să fim împreună în felul acesta. Este o luptă a diavolului din toată istoria. Amintiți-vă, iau un singur caz din Noul Testament, 1 Corinteni, capitolul 1 la 5. Reușise diavolul să-i dezbine și scrie în capitolul 1, versetul 10, a aflat apostolul cu întristare că erau dezbinări și le scrie, ar trebui să fiți într-un chip desăvârșit, uniți într-un gând și o simțire. Între voi sunt certuri, unul zice că e al lui Pavel, altul al lui Apollo, altul al lui Chifa și altul al lui Hristos. Trist. Și Pavel încearcă prin scrierea sa să-i unească. Tot în aceeași epistolă scrie el că noi credem în parte, prorocim în parte. Și acestea uneori sunt o tendință ca să ne dezbinăm. De exemplu, numai de la ce crede și de la felul în care cântăm. Unii poate cântă așa într-un stil mai clasic, le plac cântările corale, alții poate nu suportă corul, le place așa o cântare mai cu acordeon, se cântă la țară în general. Și atunci ne putem dezbina, nu ăștia cu acordeoane și fără acordeoane. Dar asta e bine? Sau putem să spunem, noi ne place de un predicator că are stil la predică, e ordonat, e sistematic. Alții să spună, nu, că e obosește. E prea multă teorie. Spună, nu, ne place unul care are o carismă și care este cu un alt entuziasm și ne mobilizează. Dacă unul e Apollo, altul e Pavel, unul Udă, altul Sădește,
N-ar fi bine să fie toți aceștia împreună? Împreună înseamnă adunate toate organele, să fie un trup întreg, să ne completăm unii pe alții. Dar nu înseamnă împreună și cu diavolul și cu păcatul. Și după ce Pavel îi unește și le spune că sunt copii la minte dacă se dezbină așa și se ceartă, scrie apoi în capitolul 5 despre un caz de curvie și îi acuză că nu s-au separat în această situație. Și iată ce scrie mai concret în versetul 11. Și v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că zice frate, totuși este curvar, și întorcându-ne la contextul nostru, religiile cananite erau foarte imorale, și atunci Zorobabel și ceilalți au spus, nu ne putem uni cu voi. Ce ar însemna asta? Să se mâne iarăși Dumnezeu pe noi, El este gelos. Deci Domnul să ne ajute să fim împreună, dar în sfințenie și adevăr. Iar dacă sunt anumite diferențe din astea, chiar până a fi temperamentale, pentru care ne acceptăm noi mai greu, să ne dea Domnul maturitatea necesară și să fim împreună în voia Lui. Amin? Și în al treilea și ultim principiu, împreună. Pentru că oricât ar fi de mare poporul lui Dumnezeu, voia Lui este să fim împreună, căci bucuria va fi cu atât mai mare. Iar cât încă suntem pe pământ, durerile vor fi cu atât mai reduse. Spune Scriptura în Cartea Ezra, capitolul 3. Din vremea aceea și vă rog să vă gândiți că evreii fuseseră plecați din Israel de 70 de ani. Și unii au fost deportați într-o provincie, alții într-alta, de aceea decretul a fost pentru tot imperiu. De unde sunteți, puteți să vă întoarceți la Ierusalim. Unii poate împrumutaseră unele obiceiuri, alții altele, unii mai știau una, alții mai știau pe cealaltă, erau diferiți oricum. Dar scrie aici în 3:1, când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau din cetățile lor. Atunci poporul s-a strâns ca un singur om la Ierusalim. Frumoasă adunare. Expresia aceasta o mai regăsim în alte contexte în Vechiul Testament. S-au strâns ca un singur om. Dar în Noul Testament este mai profund evidențiat. Un gând, o simțire. Ați vrea asta? Frumos ar fi. Să-ți fie dragi toți predicatorii care vin la rând, să te bucuri de toți cei care se ridică și cântă și să ne vorbească Domnul și să-și facă lucrările între noi, să nu fie nicio animozitate, nici o stare în care să ne respingem sau să avem vreo ură, Doamne ferește, Domnul să îndepărteze toate resentimentele, toate stările rămase de la vreo altercație verbală sau de la vreo privire neînțeleaptă sau neînțeleasă. Scrie apoi aici în Ezra 3, de la versetul 10, când au pus lucrătorii temelii templului Domnului, au așezat pe preoți în veșminte cu trâmbițe, pe leviții fiile Asafu, chimbale, ca să laude pe Domnul părânduiala lui David, împăratul lui Israel. Cântau mărind și lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndura lui pentru Israel ține în veac. Și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul pentru că puneau temeliile casei Domnului. Împreună e o bucurie mai mare și o tristețe mai mică, chiar dacă este. Dar mulți din preoți și leviți și din capii de familie mai în vârstă, care văzuseră casa din tâi, plângeau tare când se puneau sub ochii lor temeliile casei acesteia. Mulți alții și arătau bucuria prin strigăte. Așa încât nu se putea deosebi glasul strigătului de bucurie de glasul plânsetului poporului. E ca în adunare uneori. Căci poporul scotea mari strigăte a căror sunet se auza de departe. Domnul să lase bucuria ca roada Duhului Sfânt. Asta prin lucrarea Duhului ce o face în a fi împreună. Și tot în ideea aceasta vă citesc din Zaharia, capitolul 8. Cineva și-a imaginat poporul Domnului ca și o grădină a unui fermier bogat, unde sunt și legume, este și o livadă cu toate fructele, de ce nu și toate florile,
Și într-o situație în care un crin a nimerit lângă un cartof, cineva s-a întrebat, dar între ăștia doi ce prietenie poate să fie? Și s-a dat un răspuns foarte frumos. Din cartof face o hrană bună, într-o ambianță plăcută cu miros de crin. Deși ar părea că nu sunt din aceeași familie, au aceeași creator care i-a așezat împreună. Citim așadar Zaharia, capitolul 8, versetele 4 și 5. Așa vorbește Domnul oștirilor, cel care a zis, versetul 3, că vrea să locuiască la Ierusalim. Iarăși vor ședea pe ulițile Ierusalimului bătrâni și femei în vârstă, fiecare cu toiagul în mână, din pricina marilor număr de zile, cu zile împlinite. Ulițile cetății vor fi pline de băieți și fete care se vor juca pe uliți, împreună. Și tot în acest capitol citim la versetul 20, așa vorbește Domnul oștilor, vor mai veni iarăși popoare și locuitori într-un mare număr de cetăți. Locuitorii cetăți vor merge la cealaltă și vor zice, ăștia sunt duși în misiune, haideți să ne rugăm Domnului, să căutăm pe Domnul oștilor, vrem să mergem și noi. Și multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștilor la Ierusalim și să se roage Domnului. Așa vorbește Domnul oștirul, în zilele acelea 10 oameni în toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de pola hainei și vor zice, vrem să mergem cu voi, asta înseamnă împreună, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi. Deci după ce suntem împreună cu Domnul, să dea Domnul să vină și alții împreună cu noi, dar să nu fim împreună cu diavolul și cu păcatul, amin? În încheiere, afirm că împreună pentru Ierusalim, făcând ca și o recapitulare, o concluzie a celor spuse, a fost și rămâne dorința divină. Asta mai presus de toate. Versetul 3, așa vorbește Domnul, mă întorc iarăși în Sion și vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va chema cetatea cea credincioasă și muntele Domnului oștirilor se va chema muntele cel sfânt. Să facă Domnul așa și în adunările noastre. Să fie prezența sa, mai întâi și mai presus de toate. Apoi, chemarea credincioșilor e de a fi împreună lucrător cu Dumnezeu pentru Ierusalim. Și această chemare va fi onorată de Dumnezeu cu binecuvântare. Ar fi puțin spus neplăcut ca Dumnezeu să hotărască să fie aici și noi să nu vrem să fim. Noi să nu fim prezenți, să nu fim activi. De aceea citesc din Hagai capitolul 1, de la versetul 5. Acum așa vorbește Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suntem împreună cu Domnul, punem suflet pentru adunare? Semănați mult, strângeți puțin? Versetul 7, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casă. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. N-ați vrea să facem bucurie Domnului? Sau asta ar trebui să spunem la cei care nu vin numai duminică, așa atunci mai rar. Ei, ne bucurăm de cei care vin, dar mai sunt și oameni care spun, azi că se poate, trebuie să mă implic eu. Păi n-ai vrea să fii și tu împreună cu Domnul și cu ceilalți care fac ceva. În primul rând, este proslăvit numele Domnului. Apoi scrie în continuare, versetul 10, de aceea cerurile nu v-au dat rouă și pământul nu și-a dat roadele. Și tot de aici citim, din capitolul 2, de la versetul 15, uitați-vă dar cu băgare de seamă la ce le s-au întâmplat până în ziua de azi, până să se fie pus piatră pe piatră la templul Domnului, adică fiecare să contribuie cu partea lui, am spune noi. Și de exemple, practice din viața lor agrară despre sărăcia lor. Și zice, finalul versetului 17, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Uitați-vă cu băgare de seamă la cele s-au petrecut până în ziua de azi. Când a fost întemeiat templul Domnului, uitați-vă cu băgare de seamă la ele. De câte ori repet, observați? Mai era sămânță în grânare, nici via, nici smochinul, nici rodiul și nici măslinul nu au mai dat, nu au mai adus nimic. Dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Domnul s-o dea în popor și s-o lase și peste casele noastre. Și să înțelegem că este nevoie să fie zidită casa Domnului.
aici sau în locurile unde Dumnezeu ne-a chemat, unde ne trimite, potrivit cu mandatul ce l-a rânduit pentru noi. Peste tot este lucrarea Domnului, slăvit să fie numele în veci. Amin.